În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, drept slăvitori creștini, an de an, într-a 8-a zi a lunii noiembrie, biserica noastră drept slăvitoare face pomenire și ne aduce în fața ochilor pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și deodată cu ei pe toate cetele cele cerești. Mii de mii și miriade de miriade pomenesc cărțile Vechiului Testament și cartea Apocalipsei, așișterea, că sunt cetele îngerilor care zi și noapte în curgerea timpului nostru, zi și noapte, dar în veșnicie, în ghilimele, timpul lui Dumnezeu, slăvesc pe Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, lumea așa are un curs al ei, cu perioade de stabilitate și cu perioade de convulsii sociale, economice, politice. Noi, slujitorii bisericii, avem perioade bune și perioade mai puțin bune. Dumneavoastră aveți perioade în care sunteți mai atașați de biserică sau mai puțin atașați de biserică. Avem zile de sărbătoare, zile de duminică în care în biserici sunt foarte mulți oameni, sunt zile în care sunt mai puțini oameni. Au fost perioade în istorie în care la mănăstirea Putna, de-abia dacă era cineva care să țină Sfânta Slujbă, alte mănăstiri și biserici au fost o perioadă închise. Cu toate acestea, dincolo de neputințele sau dincolo de vremurile omenești, biserica așa are cursul ei. Și lucrul acesta dă celor care încearcă să se alipească de viața bisericii o stabilitate. Anul bisericesc, felul în care sunt rânduite praznicele împărătești, perioadele de post și perioadele de dulce, felul cum trecem de la o sărbătoare la alta, felul cum o sărbătoare o pregătește pe o alta, toate acestea sunt făcute sub inspirația lui Dumnezeu și creează în cei care vor să intre în viața bisericii un sentiment de siguranță. Anul bisericesc este alcătuit, dacă vreți, ca din niște stâlpi care nu se schimbă niciodată, care tot timpul rămân acolo. Iar noi, credincioșii bisericii, pe marea, cum se zice în cărțile de cult, învolburată acestei lumi, avem de ce să ne prindem, indiferent dacă la un moment dat suntem mai aproape de stâlpul respectiv sau suntem mai departe. Este buna rânduială existentă în biserică. Buna rânduială din biserică este expresia bunei rânduieli cerești, pentru că biserica de pe pământ este chip, este icoană a vieții lui Dumnezeu. Un scriitor bisericesc din primele veacuri creștine spunea că biserica este plină de treime. Viața Preasfintei Treime este una plină de cea mai mare rânduială. Îngerii lui Dumnezeu nu sunt creați și nu au niște îndeletniciri, niște misiuni, iertare de cuvânt, alandala. Într-o scriere cunoscută, mai ales între cei cunoscători între ai teologiei, despre ierarhia bisericească și ierarhia cerească, ni se explică acolo cum Dumnezeu i-a creat pe îngeri în trepte, i-a rânduit. Sunt 9 cete îngerești pe care noi îi pomenim, dacă vă aduceți aminte, la rugăciunile de seară, spre sfârșit, când facem închinăciunile. Deci sunt 9 cete îngerești rânduite pe 3 trepte. Treapta cea mai de sus, cea aproape de Dumnezeu, cea mai aproape de Dumnezeu, este treapta heruvimilor, a serafimilor și a tronurilor. Iar treapta cea mai de jos, cea mai aproape de noi, sunt îngerii și arhanghelii. Îngerii și arhanghelii. Și ne explică
autorul acestei scrieri, dar și alți părinți bisericești, că Dumnezeu își comunică voia sa într-un mod cu totul și cu totul ordonat. Dumnezeu comunică îngerilor din prima treaptă voia sa și apoi cei de acolo, treptecele de-a doua și apoi treptecele din tâi, să spunem, pornind de sus, de jos în sus sau de sus în jos, cum vreți să o luați. Și așa comunică Dumnezeu voia sa oamenilor, pentru că îngerul acesta este mesagerul voii lui Dumnezeu către oameni. Și după chipul acestei ordini existente în viața lui Dumnezeu și în viața ființelor spirituale, Dumnezeu a creat și lumea. Nu mărturisim noi că Dumnezeu este atotputernic? Dumnezeu are oare nevoie de etape ca să facă ceva? Nu poate El dintr-o dată să spună să se facă ceva și să facă dintr-o dată lucrul respectiv și totuși, Dumnezeu a preferat, a ales, într-o înțelepciune a sa cea negreită, să facă lumea într-o ordine, etapizat, după un plan mai dinainte stabilit. Dumnezeu s-a sfătuit, Dumnezeu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, când l-a făcut pe om, n-a făcut de unul singur, ci în sfatul intratrinitar, pentru că numai unde este buna sfătuire, este și rezultatul cel bun și blagoslovit. În versetul cel din tâi al capitolului al doilea din Cartea Facerii se zice că a făcut Dumnezeu cerul și pământul, în traducerile noastre scrie nu prea adevărat, zice cu toată oștirea lor, dar în traducere mai corect este și a făcut Dumnezeu cerul și pământul cu toată podoaba lor, cu toată frumusețea lor, cu toată perfecțiunea lor, cu toată ordinea lor. Și asta a tornicit Dumnezeu în lumea aceasta pământească existentă, legi după care să se conducă astrele, vremile, oamenii, astfel încât totul să fie într-o bună rânduială. Noi oamenii, când ieșim din rânduiala aceasta lui Dumnezeu, se dă totul peste cap. Noi oamenii suntem vinovați că astăzi nu mai avem 4 anotimpuri, ci avem 2 mari, vară și iarnă, aici zicând clima noastră, și 2 foarte mici, aproape inexistente, pentru că noi am deraiat cursul lumii prin exploatare excesivă a pădurilor, prin poluare și așa mai departe. Ceea ce vreau eu să vă zic astăzi, fraților și surorilor, este că privind la Sfinții Îngeri, avem de învățat nu doar ascultarea lor nețărmurită și dragostea lor nemărginită față de Dumnezeu Creatorul, ci faptul că ei trăiesc, activează și își împlinesc misiunea pe care la Dumnezeu le-a dat-o într-o perfectă armonie, într-o perfectă rânduială. Unii ar zice așa, ce cu atâta rânduială? Că doar Dumnezeu zice că dragoste este. Zice că Dumnezeu este libertate și dacă zici că e de rânduială, zici că e lege. Și unei lege ești puțin îngrădit, nu mai poți să faci ceea ce vrei tu. Există într-adevăr 2 extreme în care pot să cadă oameni atunci când se raportează la buna rânduială, cea binecuvântată și care reprezintă calea de mijloc pe care trebuie să mergem noi atunci când vrem să fim într-o voia lui Dumnezeu. Există pe de-o parte rigiditatea, legalismul, așa și numai așa, asta e lege, cum au spus și evreii, noi lege avem și după legea noastră trebuie să moară. Cei care sunt obtuzi unghiși, cei care nu știu să vadă decât atât, în rest nimic, cei care nu au finețea nuanțelor, văd numai în alb și negru, nu știu că mai există și gri. Cei care cataloguează pe oameni în buni și răi și dacă te-a catalogat odată rău, rău rămâi până la moarte. Această formă de insuficiență sufletească și de împietrirea inimii care vede numai legea, numai rigiditatea, creează fanatisme, creează intoleranță în diferite etape și în diferite structuri, nu numai în biserică și în lume. Pe de altă parte, fraților, există totul lejer, totul liber, ca la protestanți. Se roagă fiecare cum vrea și în legea lor. Se roagă în legea lor
între ghilimelele de rigoare legea, inclusiv în biserică. În biserică, la cultele protestante, fiecare se roagă așa cum crede el de cuvință. Au o etapă în care fiecare vorbește în limba lui, consider că s-a pogorât Duhul Sfânt atunci, de parcă Duhul Sfânt ar fi al neorânduielii. Și n-au citit în cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care spune că Dumnezeul nostru este Dumnezeu al rânduielii. Deci există cealaltă extremă, niciun fel de rânduială. Fiecare cum crede și cum îi taie capul. Se întâmplă și în familie câteodată, se întâmplă și în instituții câteodată, de sus până jos. Într-o instituție în care nu există rânduială, când nu există ierarhie, când nu există ascultare, când nu există principii, merge instituția respectivă. De aceea a ieșuat comunismul. Comunismul a vrut să-i facă pe toți oamenii o apă și un pământ. Nu există, toți suntem egali, ziceau ei. Dar noi din viața bisericii și din cinstirea, din învățătura bisericii despre Sfinții Îngeri, învățăm că există ierarhie. Că și în sânul preasfintei trăim, deși Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt una sunt. Și de aceeași cinste unul cu altul. Nu există o cinste mai mare pe care să o acordăm Fiului sau Tatălui sau Duhului Sfânt. Totuși Tatăl este principiul în Sfânta Treime. Asta nu-i creează lui o întâietate de cinstire sau o putere mai mare de dumnezeire, nu? În sânul Bisericii Romano-Catolice există Papa, care e cel mai de sus peste tot, restul nu mai contează aproape. Acolo nu mai există ierarhie binecuvântată de Dumnezeu, o ordine. În sânul Bisericii Ortodoxe este primul între egali. Toți episcopii sunt unul în altul, există unul care e din tâi. Bună rânduială se vede, iubiți credincioși, ca să venim la lucruri mai practice acum. În viața fiecăruia dintre noi. La începutul vieții celei duhovnicești este nevoie, fraților și surorilor, ca omul să fie într-o rânduială. De ce este nevoie să aibă o rânduială bună? Pentru că din firea căzută, puterile sufletești ale omului așa se duc în toate părțile. Și totul astăzi conlucrează. Presa, mass media, grijile lumești și tot ce vreți dumneavoastră ca să fărâmițeze firea. Și noi avem nevoie să ne adunăm în lăuntru nostru dacă vrem să fim oameni sănătoși și să ne ajungem oameni schizofrenici. Avem nevoie să ne adunăm puterile noastre sufletești și din toată dezbinarea asta în care trăim să fim una noi cu noi înșine și așa să putem trăi sănătos din punct de vedere psihic și sănătos din punct de vedere duhovnicesc. Ai văzut, dacă seara când te dezbraci, îți arunci hainele într-o parte și într-alta, dimineața când vrei să le găsești, îți trebuie cât timp? Dar dacă seara când te-ai dezbrăcat, ai pus toate hainele într-un singur loc, cât îți ia dimineața să te îmbraci? De aceea când venim la biserică, prima dată și prima dată, Părintele ne dă și ne spune, uite, asta trebuie să faci. Trebuie să citești asta, trebuie să citești asta, trebuie să vii duminică la Sfântă Biserică, trebuie să te împărtășești în ritmul acesta, trebuie să te spovedești în ritmul acesta, acestea sunt rânduielile tale de post, aceasta este rânduiala în care trăiești tu acum. Și rânduiala aceasta, revin și zic, nu te îngrădește în sensul că îți anihilează orice voință proprie. Rânduiala bisericii este, dacă vreți, este patrulaterul, este, nu-i frumos cuvântul, dar dacă vreți, este gardul în care stând ești păzit de primejdii. Și în cadrul acestui patrulater, acestei bune rânduieli, ești în siguranță. Și aici, cu timpul, se întâmplă încât tu crescând, ai și puterea să nu fii legat de literă. Și dacă Părintele spune astăzi să citești numai decât rugăciunea de seară și de dimineață, peste câtva timp, când vede că tu ai crescut înăuntru tău, poate să spună, dacă vrei, poți să citești un acatist care vrei tu. Ai libertate să citești un paraclist care vrei tu. Dar ești în rânduiala aceasta. Este o minciună să credem că dacă ieșim din rânduială, suntem mai liberi. Ieșim din rânduială, ieșim din binecuvântarea lui Dumnezeu și suntem pradă duhurilor celor rele
care prin patim în niciun caz nu ne vor libertatea noastră. Ieșind din buna rânduială, cădem în păcate și în patim. Patimile nu ne fac oameni liberi, ci ne fac oameni constrânși. Nu zice așa Sfânta Scriptură. O oaie, dacă stă într-un țarc, este mai liberă decât o oaie care, dacă iese din țarcul ei, o mănâncă lupul. Dar noi, prin firea noastră căzută și prin ispitele demonilor, suntem tentați să ieșim din buna rânduială, să ieșim de sub legea cea bună. Nu ne place să fim sub lege, nu ne place să fim sub stăpânire. De ce nu ne place să fim sub ascultare, sub stăpânire și sub lege? Pentru că nu-i place demonul. El cel din tâi n-a vrut să fie sub lege. El cel din tâi s-a răzvrătit împotriva stăpânirii. Cui? A lui Dumnezeu. Și diavolos în limba greacă înseamnă tocmai cel care împarte, cel care sfărâmă, cel care aduce dezbinare. Toată dezbinarea, de la orice nivel, de el este semănată. Duhul lui Dumnezeu este Duhul unității, Duhul care adună, Duhul care face coeziune în sânul unei familii, în sânul unei mănăstiri, în sânul unei instituții, în sânul lumii, în sânul societății, în sânul popoarelor. Un popor care se rânduiește, care își rânduiește viața economică, socială, politică și cea spirituală, după o lege a lui Dumnezeu, este un popor care se adună. Un popor care nu are lege și un om care nu are lege este un om fără de lege. De aceea demonii încearcă, pentru că, cum zice, care era dictonul acela? Dezbină și cucerește, sau așa ceva, de felul acesta. Când te dezbină, când te risipește, când nu mai ești în unitate, cine iese din rânduială, iese, se auto-exclude din biserică. Când nu facem voia lui Dumnezeu, noi înșine ieșim de sub ocrotirea lui Dumnezeu și nouă ni se pare că Dumnezeu a plecat de la noi. Ne-a părăsit Dumnezeu? Nu. Noi am plecat de la Dumnezeu și noi l-am părăsit pe Dumnezeu. Buna rânduială, fraților, este semn al unei bune așezări sufletești. Omul într-o bună rânduială este un om care în timp ajunge la o libertate lăuntrică, nu la formalism. Formalismul este bun până când te formează, asta înseamnă formalist, îți dă o formă. După ce ai o formă, dacă ai făcut lucrul acesta în Duhul lui Dumnezeu, ajungi la o libertate interioară extraordinară. Nu spun asta viețile sfinților, viețile părinților. Toți părinții mari au început printr-o foarte bună rânduială și au ajuns la o libertate a Duhului, încă puteau să învețe și pe alții cum să crească de la rânduiala cea bună la o libertate. Bună rânduială este iubită de Dumnezeu și în biserică, fraților. Noi avem o liturghie care nu se schimbă de la an la an. Aceeași liturghie statornicită de părinții bisericii, aceea avem acum și o vom avea și peste 10 ani și peste 100 de ani, dacă vom mai exista. Aceeași liturghie există și aici, în Rusia și în Grecia. Dar ce frumusețe că pe același trunchi comun al rânduielii sfinte, fiecare are câte ceva specific și asta dă frumusețea. Dacă vreți, buna rânduială este, sau nu, altceva vreau să vă zic. Diferența dintre un om rigid, un om obtuzunghic, un om foarte formalist este ca un om, că este ca un copac care este drept, are rădăcini bine întinse, dar ramurile goale. Buna rânduială binecuvântată de Dumnezeu este că ai osatura, ai structura bine înfiptă cu rădăcinile în pământul tradiției moșilor și strămoșilor tăi, a bisericii tale, și apoi ai înfrunzite frunzele care dau roade binecuvântate de Dumnezeu. Acesta este chipul omului plăcut lui Dumnezeu. Pentru mine este o foarte mare durere sufletească, mai ales la sărbătoarea Bobotezei, unde de multe ori se vede atunci este examen al rânduielii bune sau al lipsei de rânduială. Când se întâmpla, anii trecuți, acum de câțiva ani a rânduit Dumnezeu și se mai așeza lucrurile. Domnule, buluc pe aghiazmă mare, parcă se termină. Nu puteai să vii încetul cu încetul. Nu mai era o atenție deloc la slujba care era acolo.
Când ne rugam noi să pogoare Dumnezeu Duhul Sfânt peste apa aceea și slujba nu era încheiată când era timpul să vină oameni să ia gheazmă. Și toți îngrămădit acolo. La fel când se dă anafora. Când se dă anafora în două locuri duminică, aici mai ales, în partea asta, dacă a rânduit Părintele să dăm anafora în două locuri și ne închinăm întâi la Sfintele Icoane și apoi luăm anafora, cei care vin de aici, dacă e grupul mai mare în zona aceasta, cei care sunt aici sărută și iau anafora, nu iau aceia de acolo. De ce să ne pierdem atâta osteneală de a sta în biserică pentru 5 minute, 10 minute de nerăbdare la sfârșit și care creează tulburare, care creează care creează cum? Neorânduială. Cum spunem noi despre un om, despre un tânăr, că s-a rânduit, unde? La casa lui. S-a așezat. Nu mai este hai-hui, nu mai știi ce-i cu dânsul. Și aș putea da multe exemple fraților și surorilor despre ce înseamnă buna rânduială și despre cât de bună ea este pentru folosul sufletului nostru. Am observat asta și la cei care n-au o fire care din de la sine să se supună, care din, cum să vă zic, așa este o structură a unor oameni, mai ales a artiștilor, a pictorilor, a iubitorilor de artă în general, care nu se pot supune unor reguli, unor norme, unor canoane, foarte greu. Dar și aceștia au nevoie, frați, ca toată lumea, au nevoie de o areșcare, așezare. Dacă intri într-o casă în care totul e dat peste cap, spune-mi, te poți pune în genunchi, să aprinzi lumânarea și să-ți faci rugăciunile la fel ca și când ai sta într-o biserică sau într-o casă în care e liniște. Dacă aici ar fi plin de praf în biserica asta și am stat toți halandala, v-ar plăcea slujba? Dacă toți ați vorbi în timpul slujbei, cum se întâmplă uneori în unele biserici de parohie, se mai cheamă aceea slujbă tihnită pentru sufletul tău? De ia uitați ce minunat! Când ne vedem fiecare de starea noastră, de locușorul nostru, nu umblăm forfota, se întâmplă uneori la unele parohii, a început preotul, zice aici ecteni, vin cu pomelnice acolo, să dea pomelnice, alții pun pomeni acolo, o forfotă, dă-te acolo, asta e pernuța mea, asta e scaunul meu, ridică-te de aici. Unde-i Dumnezeu acolo? Mai este bună rânduială acolo? Dar iată ce frumusețe când e slujbă tihnită, e slujbă liniștită și noi după puterile noastre ne asociem acestei slujbe. Dacă vom vrea să învățăm asta de la Sfinții Arhanghei și de la toate cele cerești, cetele cele cerești, a căror pomenire o facem astăzi, cred din toată inima că vom ieși folosiți. Dacă nu, tare mult ne vom chinui și e păcat pentru viața noastră. Să ne ocrotească Sfinții Arhangheli, să ne ocrotească Sfântul Înger Păzitorul vieții noastre, pe care să rugăm să fie cu noi totdeauna și în viața aceasta și în clipa morții noastre și mai ales atunci când ne vom înfățișa înaintea dreptului judecător. Amin.